Bună ziua! Azi vă propun un exemplu de organizare a activității de învățare cu tema Dispozitive periferice de intrare-ieșire. Această resursă se adresează cadrelor didactice. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică, dotat cu acces la internet și videoproiector sau online, utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Timpul total alocat, propus de mine, este de 12 minute. Profesorul va iniția o conversație introductivă în scopul actualizării achizițiilor dobândite anterior. Apoi se va viziona filmul de prezentare a tipurilor de dispozitive periferice de intrare-ieșire, ce conține și descrierea rolului lor, precum și exemple cu imagini concludente. La minutul 4 și 40 de secunde, profesorul va opri filmul de prezentare și va propune elevilor accesarea unui joc didactic pentru sortarea pe categorii a dispozitivelor de intrare, de ieșire și de intrare-ieșire. Pentru prezentarea tipurilor de dispozitive periferice de intrare-ieșire, propun vizionarea filmului postat pe YouTube, a cărui link este cel pe care îl vedeți pe ecran. Timpul alocat acestei activități va fi de 4 minute și 40 de secunde. Bună ziua, dragi elevi! Astăzi am pregătit pentru voi o secvență de lecție despre dispozitive de intrare-ieșire, prezentarea exemplelor a rolului și a modului de utilizare. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit în continuare să urmăriți această prezentare. Pentru început, am ales touchscreen-ul. Este un ecran LCD sensibil la atingerea cu degetul, care permite selectarea prin atingere a unor opțiuni afișate pe un ecran special dotat cu senzori. La bază, un touchscreen este orice afișaj electronic pe care îl interacționați atingându-l. Puteți găsi astfel de ecrane sensitive la diverse dispozitive electronice personale sau în diverse locuri, cum ar fi chioșcurile de unde puteți cumpăra un bilet de metrou sau de autobuz, sau la un bancomat. Modemul permite unui calculator să comunice cu alte calculatoare sau dispozitive aflate la distanță, prin intermediul liniilor telefonice sau prin fibră optică, acționând ca un translator. Acesta citește datele primite de la providerul de internet și le convertește într-un format inteligibil pentru dispozitivele tale. Computerele utilizează semnale digitale. Din acest motiv, dacă există un semnal nedigital transmis către calculatorul tău, atunci ai nevoie de un dispozitiv care să îl traducă. Aici intervine sarcina modemului. De regulă, conexiunile la internet sunt realizate prin cabluri de cuplu sau linii telefonice. Acestea nu utilizează semnale digitale pentru a transmite datele. Cablurile de cuplu folosesc electricitate, iar liniile telefonice folosesc semnale analogice, astfel sarcina modemului este să convertească aceste date în semnale digitale și invers. Transformarea semnalului analog în digital se numește modulare, iar reversul demodulare. Din punct de vedere al amplasării există două tipuri de modem, cel intern, care se găsește în interiorul unității centrale, și cel extern, amplasat în exteriorul unității centrale. Routerul acționează ca un distribuitor al datelor pe care le preia de la modem și le transmite mai departe către laptop, telefon și așa mai departe. De asemenea, poate prelua date de la dispozitivele tale pentru a le transmite către providerul de internet. Acest dispozitiv poate conecta două sau mai multe rețele de computer. Tot routerul este cel care furnizează canale Wi-Fi pentru dispozitivele tale, cum ar fi telefonul mobil, televizorul. Switch-ul este un echipament de rețea care realizează interconectarea mai multor device-uri, calculatoare, laptopuri, servere, imprimante, în aceeași rețea locală, utilizând comutarea de pachete de date pentru a primi, pentru a procesa și a transmite mai departe datele către dispozitivele destinatare.
Switch-ul conține mai multe porturi care îi permit să facă legăturile în rețea. Placa de rețea este o piesă electronică proiectată pentru a permite calculatoarelor să se conecteze la o rețea de computere. Transmiterea datelor se poate face prin fir sau fără fir în sistem wireless. Rolul plăcii de rețea este de a pregăti datele din calculator pentru a fi transmise prin cablu de rețea, de a transmite datele către alte calculatoare, de a controla fluxul de date dintre calculator și cablu de rețea și de a recepționa datele sosite prin cablu și de a le transforma în date digitale pe care unitatea centrală a calculatorului le poate înțelege. Imprimanta multifuncțională este un ansamblu compact care înglobează aparatură birotică de mai multe tipuri, adică imprimantă, scanner, copiator, iar la unele modele este înglobat chiar și un fax. La final, pentru sortarea pe categorii a dispozitivelor de intrare, a celor de ieșire și a celor de intrare-ieșire, vă propun acest joc didactic. Succes! Pentru sortarea pe categorii a dispozitivelor de intrare, de ieșire și de intrare-ieșire, cadrul didactic va propune elevilor să acceseze un joc didactic, a cărui link îl vedeți acum pe ecran. Propun pentru această activitate un timp total de 7 minute. La finalul activității de învățare, profesorul poate oferi explicații suplimentare elevilor care au acumulat cel mai mic punctaj la jocul didactic.